În primul rând, vreau și eu să vă doresc Hristos că s-a înălțat, pentru că, într-adevăr, este foarte important această zi, înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos. Să mulțumesc veteranilor de război care sunt aici, pentru că ei sunt, într-adevăr, cei care au reprezentat eroismul românilor. Dar vreau să trag un semnal de alarmă în această zi sfântă. Și Avram Iancu a fost un erou și un om care se declară că e român, care trăiește din banii noștri și a permis să-l spânzure. Eroi sunt și revoluționari, acei adevărați revoluționari care au ieșit în 89 ca să putem să venim, să ne spunem deschis și cu adevăr, cine îndrăznește să spună adevărul, ce se întâmplă la ora actuală în România. Nu se poate, indiferent ce-am ascund, ce n-am ascund, indiferent ce credem noi, la ora actuală, ca cineva din România să-și permită să încerce să facă un act pe care nu cred că eroii noștri, când au cucerit și au eliberat Ungaria, s-au gândit vreodată că cineva va îndrăzni să facă acest gest. Și că la ora actuală nicio autoritate din România nu a luat nicio poziție oficială vis-a-vis de acest act. Nu se poate așa ceva. Nu știm să ne respectăm trecutul, nu știm să ne respectăm pe eroii care mai sunt în viață. Nu luam cuvântul dacă credeam că cineva dintre noi, dintre oficialități, vor spune și își vor cere scuze în fața eroilor noștri, în fața veteranilor și în fața acestor copii care trebuie să știe că cele trei județe sunt în România și de fapt ei trăiesc în România. Niciodată nu trebuie să permitem acest lucru. Vreau să vă spun că această asociere, înălțarea Domnului Hristos și ziua eroilor este un lucru care ar trebui să ne dea de gândit. De ce s-au sacrificat eroii pentru noi? De ce s-a sacrificat Hristos pentru noi? Pentru ca să putem să fim mai buni. Pentru că creștinismul ne îndeamnă la iubirea aproapelui și acest și la pace. Orice se întâmplă acum în România nu este și nu are nicio legătură cu creștinismul. Toate săbile sunt scoase din teacă, toți suntem eroi că rezistăm acestui genocid în masă și îmi pare rău că o spun astăzi, dar vedeți ce se întâmplă. Încă o dată, mulțumesc veteranilor de război, Dumnezeu să odihnească pe toți eroii noștri și fiecare dintre noi trebuie să gândească că poate să fie în orice moment un erou. Vă mulțumesc!